Inspectoratul județean de jandarm Giurgiu anunță că a luat măsuri speciale pentru a asigura ordinea publică la meciul de mâine al Astrei. Astfel, peste 190 de jandarmi din cadrul grupării mobile Matei Basarab din Ploiești și Inspectoratului de jandarm județean Giurgiu vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării partide de fotbal cu echipa scoțiană Inverness Caledonian. Meciul se va disputa începând cu orele 21 pe stadionul municipal Marin Anastasovici din Giurgiu și jandarmii vor fi prezenți în zona imediată și apropiată locului de desfășurare a partidei pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot conduce la tulburarea ordinii publice înainte, pe timpul și după terminarea meciului. Accesul spectatorilor în incinta arenei sportive se va realiza începând cu ora 19 prin locurile special amenajate din Alea Fabrica de Zahăr, strada Cionsei Hardy și Alea Plantelor. Odată cu accesul spectatorilor, traficul auto și pietonal va fi restricționat pe Alea Fabrica de Zahăr și Alea Plantelor. Partida va fi urmărită de aproximativ 3500 de spectatori, dintre care organizatorii apreciază că vor fi și 350 de susținători a echipei oaspete.